A nins un pic iarna asta și în drumul taberei. Și gata. Nu mai ai cum să ieși cu bicicleta. Conform primarului fost onegist Ciucu, stați cu ele acasă. Pista e înzepezită, gata. Dar ce ar fi să o curiți? Și putem pedala. Pista desenată pe trotuar. Dacă în altă parte nu te-a dus capul să o pui. Ai mers pe urmele lui Oprescu. Pista pe trotuar. Și legea românească nu prea permite pedalate pe zăpadă și pe polei. Carosabil pentru mașini și iată un pic pentru pietoni. O curățat zăpada. Dar bicicliștii dă încolo și persoanele pe trotinete. Că nu mă votează pe mine, probabil. Bine, bine. O să ținem minte. Acum ne rugăm ca smintiții de polițiști locali să nu ne amendeze pretextul ăsta. Ei sunt capabili să te amendeze fără niciun motiv, fără niciun pretext. Și iată, chiar recent au pierdut două procese pentru amenzi aberante de anul trecut. Din 15 ianuarie și din 1 februarie. Poliția locală, sector 6. Acum, iată, ar putea să găsească pretextul ăsta. Oh, a pedalat pe zăpadă și pe polei. Adnea tovarășe, Ciucu, de ce nu curiți pista? De când a trecut ultima zăpadă, ultima nensoare? Nu e așa să putea de curățat? Sau poate să fac eu un demers la poliția rutieră să te amendeze? Pentru că nu respecti drepturile noastre, că nu ne curiți pista.